Paul Bârcin a fost reținut și arestat preventiv începând cu data de 20 ianuarie 2013. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au propus arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Paul Bârcin, după ce inițial se luase față de acesta măsura de a nu părăsi localitatea. Fiul lui Ion Bârcin este acuzat de ultraj contra bunelor moravuri, deținere de armă albă și lovire, iar acum este cercetată pentru tentativă de omor. Paul Bârcin l-a înjunghiat în zona umărului pe mintică văduva. Scandalul a avut loc în incinta unei pizzerii din Târgu Jiu.